Deci este o prăjitură pentru cei care iubesc nuca și nu numai, cu un blat foarte fraged, cu o cremă ganaș. Dacă sunteți interesați de această rețetă, de genul acesta de dulce, urmăriți rețeta mea. Începem să pregătim aluatul pentru blaturi la această prăjitură. În vasul de la mixer am pus 250 de grame de unt, mai exact un pachet de unt la temperatura camerei. Mai adăugăm 4 ouă. Se mixează toată compoziția din prima, deci nu așteptăm nimic. Pun un pic de sare pentru gust, doar un piculeț așa. Adăugăm doar 2 linguri de zahăr, pentru că blatul îl vom însiropa mai târziu, de aia nici n-adaug zahăr în aluat, plus că avem crema foarte dulce. Următorul ingredient pe care o să adăugăm este nuca, dar un pic mai târziu. Vom mixa astea două. Se mixează foarte mult, dar un pic să avem ouăle bătute. Sau puteți să puneți ouăle bătute peste unt și nu necesită pasul ăsta care l-am făcut eu. Deci următorul este praful de copt. Mai exact adaug 15 grame de praf de copt. 150 de grame de nuci măcinate. Nu le strivim foarte mărunt. Și mai venim cu 300 de grame de făină. Aluatul trebuie să aibă o consistență un pic mai groasă față de chec. Bine, avem și checuri cu așa consistență. Acum să nu fac o regulă, să zicem că este. Deci, consistența să fie așa. Observați, se lucrează cu paleta cu acest aluat. Nu lucrăm cu mâinile libere, nu îl întindem cu păcălețul. Îl vom lucra cu o paletuță. Acum, acest aluat se pune la frigider și e bine să stea cel puțin o oră. La mine o să stea mai mult, am un pic de treabă și îl las la frigider și am să-l gătesc un pic mai târziu. Gătim o cremă ganaș. Aici, într-un vas, mi-am pus 600 ml de frișcă lichidă. Mai adăugăm 600 de grame de ciocolată albă. Cu crema ganaș putem așa jongla, în funcție de cum ne dorim să fie crema. O dorim să fie mai solidă, adăugăm mai multă ciocolată. Dorim să fie mai lichidă, ciocolată un pic mai scădem din cantitate. Deci eu am pus 1:1, 600 ml de frișcă, 600 de ciocolată. Ținând cont că ciocolata albă nu este așa de tare cum este ciocolata neagră. La ciocolata neagră atunci proporțiile un pic diferă, adică se pune mai puțină ciocolată față de ciocolata albă. Este o cremă care se pregătește foarte ușor, se folosește în foarte multe cofetării această cremă. Este o cremă, să zic așa, de lucru, care merge la foarte multe dulciuri. Și acum lăsăm să se topească ciocolata, amestecăm din când în când ca să fie omogenă, deci nu ne culcăm pe ureche atunci când punem la topi ciocolata în frișcă. Observați, obținem o compoziție uniformă. În acest moment se ia de pe foc compoziția, lăsăm să se răcească, apoi se ține la frigider. E bine, crema ganaș iubește să stea mai mult la frigider, cel puțin 4 ore. Deci eu recomand prăjitura să o începeți cu crema ganaș, după aia treceți la aluat. Eu un pic am făcut-o invers pentru că oricum am zis că gătesc mai târziu prăjitura și are timp să stea și crema la frigider. Dar când gătiți această prăjitură, eu vă sugerez să începeți inițial cu crema, apoi treceți la aluat, să aibă timp să stea mai mult timp la frigider. Aluatul l-am scos din frigider, este mai solid, de la unt, îl împart în 4 părți egale. Așa, prima parte mi-o opresc, celelalte 2 părți vor merge înapoi în frigider. Dar ca să ne fie ușor să-l împărțim, îl scoatem totodată, îl împărțim și apoi lucrăm câte o parte în parte. vă explic un pic cum lucrăm cu genul acesta de aluat. Avem două posibilități. Fie lucrați cum voi lucra eu, fie lucrați cu spatula. Dacă lucrați cu spatula, deci aici am pus o folie alimentară. Dacă se foaie de copt, îmi cer scuze, sunt un pic obosită și încurc cuvintele. Deci, în cazul în care doriți să lucrați cu el cu o spatulă, nu-l puneți în frigider. În cazul în care lucrați ca mine, se ține la frigider și se scoate fiecare bucată atunci când o lucrăm. Lucrăm în felul următor. Mi-am pus foaia de copt, peste care mai punem o foaie de copt. Și acum, cu ajutorul unui făcăleț, vom întinde aluatul de dimensiunea care dorim. În tava în care vom coace, eu voi face o prăjitură dreptunghiulară, deci mă strădui să o întind cât pot eu să-i dau forma dreptunghiulară a tăvii în care voi coace. Dacă faceți tort, o faceți rotundă. Deci aici ține de imaginația dumneavoastră și de vasele care aveți în care coaceți prăjiturile. Eu mă strădui să o întind de dimensiunea tăvii mele. Acesta aluat se coace repede. Pare un pic mai dificil de lucrat cu el, dar nu este. Să știți, să nu vă speriați, că nu este nimic dificil în a lucra cu el. Și prăjitura este foarte gustoasă, nu are multă făină, ținând cont de mărimea care o avem aici, de cantitățile care le-am folosit. Și este un aluat foarte fraged, care va absorbi foarte bine siropul și se va combina perfect cu crema. Deci trebuie să avem o prăjitură foarte moale. Așa. Și acum, ușurel, ne străduim să ridicăm folia de copt. Mă voi ajuta de o spatuliță. Cu spatula îl mai corectez pe aici, pe acolo. Va fi un blat subțire. Eu am întins-o foarte bine, exact am dat dimensiunea la tava mea, dar dacă aveți o tavă mai mică, o întindeți exact de dimensiunea la ce tavă aveți. Se coace în jur de 3 minute la 200 de grade, deci se coace rapid, nu necesită foarte mult. Important să fie cuptorul foarte bine încins atunci când puneți prăjitura la copt. Eu am întins-o un pic mai mult decât dimensiunea tăvii și cu spatula corectez dimensiunea. Deci, cum vedeți, cu el putem să jonglăm exact dimensiunea care o avem. Așa, și acum merge la copt. Le lăsăm un pic să se răcească cât ne ocupăm de sirop și de cremă. Foile sunt foarte fragile, observați cum foarte ușor se scot de pe hârtie, dar eu le las așa ca să fie ușor la montaj. Nu le scoatem de pe hârtie, le avem toate 4 foi. Sunt mega fragede. Și trecem la pasul următor. Băgat într-un vas 50 de ml de apă, 80 de grame de zahăr. Punem la fel să facem siropul. Și acum vom mixa crema noastră ganache. Cât fierbe siropul, ne ocupăm de cremă. Avem o cremă destul de solidă, foarte bună. Acum o dau la frigider până se răcește siropul. Puteți adăuga ce arome doriți, puteți să adăugați coniac, diverse lichioruri, ce arome doriți, aia puneți în sirop. În cazul meu eu am să adaug un pic de lichior de mandarină. Și acum am să vă zic de ce adăugăm alcool în siropuri, în prăjitura, mai ales în creme, alcoolul are și un rol de conservant. Pe lângă gust, arome, mai are și rolul de conservant. Acum am să las să se răcească foarte bine și trecem la montat. Montăm prăjitura, ne străduim întotdeauna primul blat, îl alegem pe cel mai bun, adică cel care nu avem niciun defect pe el, care este un pic mai gros, și pe ăla îl punem ca bază. Este foarte important prăjitura, baza să fie întreagă. Restul, dacă pe aici pe colo se mai rupe, nu mai știu ce se întâmplă cu el, se îmbracă în cremă și totul se lipește. Dar important, baza să o avem solidă, să fie întreagă. Însiropăm blatul, el va absorbi foarte ușor. Siropul fiind foarte fragil și foarte atent lucrat cu blaturile astea, ele sunt foarte fine, se rup foarte ușor și atunci când le manevrați, cu finețe lucrați cu ele și atunci nu se întâmplă nimic. Venim cu crema, deci nimic deosebit, blat, cremă, siropă pe blat, și așa mergem cu ea până sus. Pe ultimul blat, doamne, decorăm cu mez de nucă. Decorul puteți să-l faceți care vă place. Această prăjitură m-am inspirat din ea. Când vin de la muncă, am o cofetărie în stație de autobuz unde aștept eu, acolo este o cofetărie, și de afară din stație mă mai uit prin cofetăria aici, mai au pe acolo interesant. Și am văzut eu o prăjitură care semăna cu un blat de nucă, așa îmi semăna mie, nu știu exact ce prăjitură e, ce-i cu ea. Cert este că acea prăjitură mi-a dat idee să fac prăjitura asta. Pe drum spre casă, eu merg singură în autobuz și atunci am timp să fiu eu cu mine și cu gândurile mele. Și de obicei atunci îmi vin în cap tot felul de rețete. Deci acum va merge la frigider, este bine să stea cel puțin 4 ore, 5 ore, e perfect, fiind o prăjitură cu un blat mai uscat, mai solid așa, dar va absorbi foarte bine siropul și crema, o să fie oricum o prăjitură foarte fragedă. E bine să stea peste noapte la frigider, cum este și în cazul meu. Eu prăjitura o pregătesc acum, este noapte deja când o pregătesc eu, și va sta la frigider până dimineața. Asta este prăjitura noastră. Am vrut să vă arăt cât de fragedă este. Este foarte gustoasă. Țineți cont că este o prăjitură cu foarte multe calorii. Intenționat am tăiat-o în bucăți mai mici pentru că să se consume câte un pic, că după aia se depune foarte bine caloriile care le consumăm aici. Este foarte gustoasă, la copii le-a plăcut foarte mult genul acesta de prăjitură. Se poate pregăti pentru o petrecere. Ies destul de multe prăjituri din cantitatea pe care eu am menționat-o în rețetă, deci eu vă recomand cu drag să gătiți și genul acesta de prăjitură.